Clopoțelul a sunat astăzi ultima dată pentru elevii claselor a 12-a de la Liceul Petru Maior din Reghin. Emoționați și triști la gândul despărțirii, elevii și-au luat adio de la viața de licean și au concretizat astfel o etapă importantă în viața lor. Foarte multă emoție, dar totodată și foarte multă bucurie. Emoție pentru că este un moment de despărțire și cu fiecare generație se rupe câte ceva din noi. Dar bucurie pentru că am văzut ce rezultate bune și foarte bune au obținut la învățătură și nu numai la învățătură. Și bucurie pentru că am reușit să dăm țării, să spunem așa, încă o generație de absolvenți bine pregătiți din toate punctele de vedere. 243 de elevi au absolvit din 9 clase. Două clase de matematică, informatică, una secție română, una secție maghiară, o clasă de științe ale naturii și 6 clase profil tehnic. La acest prilej festiv și emoționant din viața elevilor, a părinților și a cadrelor didactice, a participat și primarul Maria Precup, alături de alte oficialități ale județului, care au ținut să marcheze acest moment important pentru cea mai mare unitate școlară din județ. Am emoții de parcă aș fi terminat eu liceul, mă aduc perfect aminte ce importantă zi a fost pentru mine și sunt convinsă că și pentru ei este la fel. Este o răscruce care, dacă știi să o fructifici, te poate duce la bine și sper ca pentru toți să fie același lucru și să își călăuzească gândurile așa cum ei vreau ca să ajungă la țelul final. Și așa cum ați văzut, avem copii minunați, rezultate excepționale și instituția la care noi am participat astăzi este o mândrie pentru municipiu și și pentru județ, așa cum am vorbit cu inspectorul șef, am venit cu drag de câte ori am fost invitate și nu numai, pentru că este cea mai puternică instituție de învățământ din județ. Astăzi eu am fost elev. Spre surprinderea mea, conducerea școlii mi-a făcut una dintre cele mai frumoase surprize, una dintre cele mai frumoase momente din viața mea. Mi s-a adus foaia matricolă a elevului Grosu Corneliu, care a terminat în 1967 acest liceu. Am rămas surprins de calitatea absolvenților. Știu precis că atunci, cu zeci de ani în urmă, întreaga clasa mea a reușit la facultate. Erau examenele acelea celebre. Astăzi mă uit că din 6-7 clase câte au fost aici, 3 sau 4 au avut medii peste 9. Este formidabil. Un moment important pentru copiii care astăzi termină liceul. E o generație mare în județul Mureș, peste 5.200 de tineri termină liceu în acest an, iar faptul că suntem aici la Reghin dovedește că atât autoritățile județene cât și inspectoratul școlar are o apreciere absolut deosebită față de școala reghineană, care este o școală puternică. Absolvenții au rămas cu amintiri frumoase și multe învățături de la dascălilor. Emoțiile nu i-au copleșit doar pe elevi, ci și pe părinți, conștienți că ziua marchează un sfârșit, dar și un început. Mă bucur pentru că este o încununare a muncii pe care am depus-o în cei 4 ani de liceu, a efortului și, sincer, sunt emoționat, pentru că de mult mă gândeam la finalul liceului, la cum se va încheia totul și acum, că trăiesc în sfârșit această experiență, simt că cei 4 ani de liceu parcă s-au scurs dintr-o dată foarte repede. În momentul de față, când mă gândesc la liceu, parcă înainte de toate mi-amintesc, sincer, orele de fizică de pe clasa a 9-a. În primul rând emoții și mă bucur că pot merge mai departe și sper să reușesc cu bine la examene. Îmi pare rău pentru ce las în urmă. Mi-a plăcut în liceu și sper să fac noi prieteni și să pot să reușesc în viață. În primul rând sunt emoționat și simt o împlinire, o parte a împlinirii vieții noastre pentru care le-am crescut, am muncit, ne-am luptat și sperăm să ne facă bucuria ca și în continuare să fie la înălțimea la care așteptăm noi ca părinți să ajungă. Suntem o familie modestă și am făcut tot ce putem pentru ca
ambele fete să ajungă oameni de încredere în societatea noastră. Seria festivităților de absolvire la Reghin va continua mâine cu ceremonia organizată de Liceul Tehnologic Lucian Blaga, programată pentru ora 10.